Joi s-a împlinit o lună de la începerea războiului din Ucraina. Ceea ce la început părea o invazie rapidă s-a transformat acum într-un război de uzură. Ofensiva Federației Ruse pare blocată pe toate fronturile. Avansul forțelor armate rusești se concentrează pe trei direcții. În nord, direcția principală de atac a vizat capitala Kiev. Trupele rusești au cucerit mai multe poziții cheie în apropierea orașului, dar nu au reușit să îl încercuiască. Pe frontul din est, avansul armatei Federației Ruse nu a fost mai consistent, dar orașe importante, cum ar fi Harkov, Sami sau Cernihov, nu au fost până acum cucerite. Pe frontul din Sud, Rusia a reușit să facă joncțiunea între Crimea și Donbass. Au fost cucerite mai multe porturi importante, printre care Herson, iar orașul Mariupol a fost ocupat aproape în întregime după două săptămâni de bombardamente. Organizația Națiunilor Unite estimează că până miercuri 23 martie în Ucraina au murit 977 de civili, dintre care 81 de copii și 1594 de civili au fost răniți. De asemenea, 3,7 milioane de ucraineni au părăsit țara de la începutul războiului. Cei mai mulți, 2 milioane, au ajuns în Polonia. În România, de la declanșarea crizei, au intrat în țară 527.553 de cetățeni ucraineni. Prin punctul de trecere a frontierei Siret, începând din 24 februarie, au intrat în țară peste 165.000 de persoane, dintre care 132.000 de cetățeni ucraineni. Numărul refugiaților este în scădere față de primele două săptămâni ale războiului. Conform Poliției de Frontieră, în cursul zilei de miercuri au intrat prin Vama Siret 3525 de cetățeni ucraineni cu 777 de autovehicule. Conform informațiilor comunicate de instituția prefectului, în taberele amenajate de autorități în județul Suceava se aflau joi dimineață 102 persoane.